Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce urmează între voi și persoana iubită. Este o etalare colectivă, așadar am să vă rog să luați doar ceea ce vi se potrivește și să lăsați ceea ce nu vi se potrivește. În general, titlurile vor fi puse în așa fel încât să rezoneze cât mai mult cu persoanele care se vor regăsi în această etalare. Și pentru cei care doresc o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Hai să vedem care este situația dintre voi și persoana iubită sau persoana la care vă gândiți. Obstacol. Trecut. Viitor. Energia voastră față de această situație. Energia acestei persoane față de voi. Clarificarea situației. Circumstanțe externe. Speranțe și temeri. Și rezultat. Aici este o situație un pic mai interesantă și o să explic imediat de ce. Pentru că pare că fiecare dintre voi cu zecele de bâte a trecut prin momente de dificultate, prin momente grele, prin diferite blocaje, diferite obstacole, care este posibil să vă fie afectat în toate arile vieții, nu cred că doar în legătură cu această conexiune, dar inevitabil și-au pus aceste greutăți, amprenta și pe situația dintre voi și această persoană. Pare că în acest moment voi nu neapărat sunteți într-o situație foarte bine delimitată, foarte bine determinată. Dacă s-a spus ceva în acest sens, consider că a fost foarte vag sau au apărut niște schimbări din momentul în care s-au stabilit niște lucruri și voi ar trebui să purtați niște conversații destul de clare în legătură cu toată situația aceasta în care vă regăsiți și în care urmează să fiți, pentru că pentru voi pare că este mai mult în acest moment o durere de cap, această conexiune, decât orice altceva. Din partea voastră este foarte multă, nu doar teamă, dar este și foarte multă dorință de a fi cu un pas înainte, până în pragul în care începeți să vă faceți singuri anumite filme, poate să fiți un pic de paranoia acolo, și să nu lăsați această conexiune nici să se dezvolte, nici să comunicați clar anumite lucruri și pur și simplu sunteți în toată situația asta. Dar există și o oarecare teamă de înfruntare, o teamă de a comunica foarte clar cu persoana cu care aveți de-a face, de teamă că aceasta ar putea răspunde într-un mod care să nu fie tocmai să zicem, foarte calm sau armonios. Aici este un fel de teamă de a confrunta situația așa cum este ea, cu bune și cu rele, ceea ce, în primul rând, nu este ok, da, să fiți într-o astfel de situație, dar trebuie măcar să încercați să purtați această discuție, această comunicare, această situație. În ceea ce ține de persoana voastră, avem diavolul, ceea ce înseamnă că această persoană se poate lupta să iasă din anumite pattern-uri de gândire care sunt toxice, din anumite situații din viața sa care sunt toxice. Și nu cred că a făcut totuși toți pașii în acest sens, dar cred că este în intenția de a-i face, totuși se simte ca o luptă destul de grea. Ce mi se pare interesant este că într-o formă sau alta, amândoi cumva sunteți conștienți că limitările din această conexiune nu sunt realmente în afara voastră, nu sunt, nu știu, cariera sau nu sunt banii sau nu sunt lucruri de această natură, ci pur și simplu sunt credințele voastre, sunt temerile voastre, sunt experiențele voastre trecute care vă împiedică din a avea efectiv încredere, dar și din a comunica foarte clar, pentru că aici este un fel de asociere în dacă vin și spun concret ce gândesc, ce simt, ce fac, mă simt foarte vulnerabil în fața ta și mi-e teamă că tu nu vei veni cu același nivel de vulnerabilitate față de mine și atunci există această teamă care efectiv vă împiedică cumva să vă apropiați, iar cu obstacolul faetonul atunci automat apare și o distanțare între voi. Nu pot să zic că pentru toată lumea va fi o separare discutată. S-ar putea să fie pur și simplu
faptul că voi sesizați că această persoană se răcește, faptul că voi nu înțelegeți ce se întâmplă și la ce să vă așteptați din această conexiune, ar putea să fie pur și simplu că vă treziți că persoana asta, nu știu, dintr-un motiv sau altul dispare, dar este o dispariție temporară. De ce zic asta? Pentru că aici și energia cinciului de săbii și energia diavolului sunt energii care pot să fie destul de toxice, dar energia voastră este un pic mai mult de autoprotecție, da? Chiar dacă o dă un pic în paranoia, pe când această energie reprezentată de diavol este încă prinsă în mijlocul toxicității. Asta este diferența. Deci persoana care este în 5 de săbii, în cazul în care rolurile sunt inversate, dar aici spune că sunteți voi aceștia în mare parte, voi sunteți cei care sunteți într-un mediu mai stabil, atât mental cât și asta, voi sunteți doar un pic cam prea precauți și voi cumva nu vă mai dați voie să experimentați această conexiune, să vă bucurați de ea și de ce are să vă oferesc și de viață în general în afara acestei conexiuni, pentru că voi rămâneți axați și ancorați la dar persoana asta, dar dacă vrea să mă mintă, dar dacă vrea și asta să mă înșele, dar dacă vrea și persoana asta să facă nu știu ce altă chestie, nu toată lumea vă vrea rău, fiecare persoană are proprii săi demoni interni care nu au nicio treabă cu voi. Diferența este între această persoană și cei din trecutul vostru este că această persoană nu are de gând să dispară de lângă voi, doar are nevoie de un pic de timp să înfrunte niște lucruri pe cont propriu pentru a putea să vină să purtați discuțiile acestea și să clarificați un pic aerul. S-ar putea ca aici pur și simplu să fie în jur de o săptămână, maxim două, nu cred că mai mult, pentru că energia totuși este destul de activă, în care voi efectiv să simțiți că această conexiune nu mai continuă și că ceva s-a blocat acolo și rămâneți cumva confuzi și încercați să, hai să zicem, să interpretați de unii singuri gesturile acestei persoane, de ce s-a comportat așa, nu știu, poate urmăriți ceva pe TikTok, poate urmăriți ceva pe YouTube, poate citiți o carte, dar nu este asta relevant, ci pur și simplu felul în care voi vă raportați la asta. Recomandarea mea ar fi ca voi, în loc să vă focusați pe de ce face persoana asta așa, de ce nu se mișcă, de ce se răcește, de ce nu e acolo pentru mine atunci când am eu nevoie, este doar din cauza faptului că această persoană are nevoie să-și facă ordine în propria minte și, da, știe că vrea să fie alături de voi, dar cred că aici, dacă sunteți deja într-o relație, poate să fie momente în care această persoană are flash-uri legate de ceea ce s-a întâmplat în trecut în viața sa și sunt foarte multe temeri care pot să blocheze această persoană din a avansa, dar asta, încă o dată, nu este cu rea voință înspre voi, ci pur și simplu sunt demonii săi interni. Bun, acum, altă recomandare ce v-aș putea să vă fac pe parte de tarot, ați putea să fie să începeți să aveți un alt hobby față de ceea ce obișnuiați voi să faceți sau să mergeți la un curs, pentru că în general Pajul de Pentagrame este cartea studentului, este cartea persoanei care învață lucruri și să încercați să vă aduceți o practică de împământare în rutina voastră, fie că asta este o plimbare în parc, fie că asta poate să fie, nu știu, o ieșire în oraș, poate să fie să vă plimbați pur și simplu de sculți afară, 2 minute, nu mai mult, lucruri de natura asta. Dar este foarte important ca voi să aveți aceste practici, ca voi să faceți lucrurile astea și să rămâneți conectați la simțurile voastre, da? Acum, cu magicianul și asul de bâte, voi încă aveți puterea să manifestați ceea ce vă doriți în viața voastră. Nu trebuie să vă limitați doar pe ceea ce lipsește în această conexiune, pentru că ceea ce se întâmplă atunci când voi vă focusați pe ceea ce lipsește este că nu mai dați voie ca abundența sau pur și simplu lucrurile faine, da, să vină în viața voastră sau pur și simplu ajungeți să le ignorați total. Ce este foarte important pentru voi acum este ca voi să rămâneți focusați pe ceea ce merge bine sau pe ceea ce voi puteți face pentru a îmbunătăți ziua și viața voastră, fără a vă focusa pe această conexiune, fără a vă focusa pe această persoană, fără a o sufoca, fără a interveni de 100 de mii de ori să vă asigurați că totul e ok, pur și simplu lăsați lucrurile să fie și veți vedea cum această persoană vine înspre voi în momentul în care se simte pregătită și vine cu pași decisivi.
În ceea ce ține de speranțe și temeri, există speranța de o familie fericită, dar există teama că se ajunge într-o situație în care această familie ar putea să fie fericită doar din afară și nu în energia sa. Sunt niște temeri care, încă o dată, nu trebuie să aibă legături unul cu celălalt, ci pur și simplu să fie ceva ce voi ați experimentat, ce știți că nu mai vreți să pățiți cu partenerii viitori și care se manifestă prin aceste cărți, da? Apoi, cu doiul de cupe, încă o dată, este o energie de uniune, este o energie de relații, este o energie de continuitate. Nu este ca și cum voi sau această persoană, două secunde că am luat altă carte, așa, nu este ca și cum voi sau această persoană nu vreți această conexiune, din contră, această conexiune este dorită, dar e nevoie de un pic de timp, e nevoie de un pic de răbdare, e nevoie ca și voi să fiți deschiși, să înțelegeți perspectiva acestei persoane și greutățile prin care trece și să aveți răbdare să vi le și spună. Pentru că aici consider că dacă voi veți avea un pic de răbdare cu această persoană, nu cred că va mai dura foarte mult până ce această persoană să fie mai deschisă cu voi, dar desigur este o chestie de alegere personală, de preferințe personale și așa mai departe. Două secunde că mai am niște cărți acum și o să le folosim și pe acestea, doar că înainte să le folosim, o să vreau să facem intenții, sentimente și acțiuni. Două secunde. Bun. Și atunci, hai să vedem intențiile acestei persoane față de voi. Sentimentele acestei persoane față de voi. Și acțiunile sale față de voi. Ce este foarte important să înțelegeți din toată situația asta? Da, poate treiul de spade vă poate speria un pic, dar nu este cazul să vă speriați, pentru că totuși gruparea aceasta de cărți nu este o grupare care să vă facă probleme foarte mari. Două secunde doar să le așez într-o manieră în care să le puteți și vedea mai bine. Bun. În primul rând vom începe cu trei de săbii, cavaler de săbii și luna. Această persoană are de gând să își vindece, să confrunte temerile, fricile, durerile de suflet pe care le are și să facă pași concreți, chiar dacă uneori această vindecare poate să doară la rândul ei destul de mult, dar este dispus să facă acest sacrificiu, pentru că este cumva conștient această persoană că pentru a reuși să facă progrese și pentru a reuși să își dea șansa spre o conexiune mai bună, un viitor mai bun, o șansă de a-și îndeplini viața și visurile, atunci trebuie să facă acești pași. Numai că, înainte să facă toți pașii, va avea de gând să comunice cu voi și să vă spună concret ceea ce se întâmplă, concret ceea ce macină această persoană, concret ceea ce se întâmplă în mintea și în sufletul său. Aici cred că această persoană a încercat să vă distragă și să vă spună că că se simte ciudat din cauza că, nu știu, e norat afară sau tot felul de alte motive care voi cumva simțiți că sunt chestii irelevante și că n-au nicio treabă cu motivul pentru care această persoană se comportă ciudat sau acționează ciudat sau se simte că are starea cumva alterată, dar nici nu cred că forțați foarte mult această persoană să se deschidă atâta timp când nu simte nevoia să o facă încă. Dar o va face, pentru că această persoană va conștientiza foarte curând că dacă se aventurează foarte tare în această parte a emoțiilor, a stărilor sale, a implicării sale emoționale, pur și simplu, drumul va fi doar mai întunecat, mai greu și mai dureros. Și atunci această persoană va prefera să vă zică totul pe față, direct, clar, concret,
și să... Discutați de acolo ce se va întâmpla, ce veți face, ce alegeți în legătură cu această conexiune. În legătură cu sentimentele acestei persoane, această persoană simte nevoia să fie mai implicată emoțional. Această persoană simte nevoia să se implice mai mult în această conexiune. Această persoană simte nevoia să fie mai mult alături de voi. E o persoană care, în general, apreciază corectitudinea. Și cumva se simte ciudat pentru că vede că voi sunteți acolo, sunteți deschiși pentru această persoană, sunteți implicați în această conexiune, dar știe că nu poate să fie la același nivel implicată pentru voi și atunci această persoană este cumva, nu știu, reținută și nu cred că această persoană v-a spus concret ceea ce simte, cred că această persoană cumva a jonglat sau, nu știu... Este ca și cum a spus ceva, dar după aia s-a retras cumva. Nu știu să explic chestia asta. Dar cu regele de cupe, în general, este o persoană care este destul de stăpână pe emoțiile sale, știe concret ceea ce simte, doar că nu a reușit să vindece anumite răni, anumite dezamăgiri, anumite supărări din trecut. Dar este pe acel drum, lucrează activ la chestia asta, ceea ce este foarte, foarte important. Acum, în legătură cu 9 de săbi, este și o anxietate foarte mare de partea acestei persoane, pentru că da, ok, persoana asta știe că are de gând să facă niște pași, are de gând să facă niște progrese, are de gând să vină către voi concret, dar pe de altă parte, întrebarea e dacă vine spre voi și vă spune exact așa cum stau lucrurile, voi veți accepta această persoană cu toate rănile ei? Asta este efectiv o chestie care îi trece foarte mult prin gând și de care se teme foarte mult și motiv pentru care această persoană este posibil ca pe alocuri să nu se deschidă, să nu vă spună concret ce are, ce o deranjează și să aibă aceste rețineri din a veni să vă spună clar, direct, în față tot ceea ce se întâmplă. Da? Este foarte, foarte important pentru voi să încercați să țineți cont că nu este doar că această persoană trece prin dureri, dar și prin teama că voi ați putea să vă ridicați pur și simplu și să spuneți da, eu nu vreau să mă confrunt cu asta, da, eu nu vreau să aștept, da, eu nu vreau să fac progrese în această conexiune doar când te simți tu vindecat. Eu sunt gata de aceste progrese acum și această persoană riscă să vă piardă și cumva, nu știu, cred că viața acestei persoane a fost un haos de ceva vreme și odată cu apariția voastră în viață se pare că există totuși o rază de speranță pentru ca lucrurile să fie mai bune, mai faine, mai frumoase, mai așa cum trebuie, să zic așa. Și cred că această persoană se teme să vă piardă, nu neapărat pentru că ați ajuns la cine știe ce stadiu al relației sau că aveți nu știu câți copii sau nu știu ce. Nu, cred că este pur și simplu faptul că voi pentru această persoană nu reprezentați doar un partener sau o parteneră, voi pentru această persoană cumva reprezentați faptul că se poate și mai bine. Și cred că persoana asta se teme destul de tare ca voi în momentul în care vine spre voi și vă spune pe față totul, pur și simplu să nu fugiți. Aici eu vă avertizez încă de acum când această discuție se va întâmpla, da, pentru majoritatea dintre voi undeva în termen de 2 săptămâni. Să încercați să ascultați persoana, să înțelegeți punctul de vedere și să vă dați vouă timp să decideți dacă puteți fi acolo pentru această persoană sau nu. E o decizie personală, eu nu pot să vă spun vouă, mai ales în astfel de situații, fă așa sau fă așa. Dar pot să vă zic că aici are sens să-i dați acestei conexiuni o șansă, dacă asta vreți. Persoana asta va fi recunoscătoare și implicată față de voi. Va face ce-i stă în putință, da? Pentru a nu vă face cumva să așteptați foarte mult. Dar este clar că situația nu este tocmai roz și lucrurile nu sunt perfecte. De asta zic, este decizia voastră. Dar persoana asta va încerca în permanență să vă demonstreze când ați greșit alegând-o pe ea și alegând să continuați cu această conexiune.
Cam asta este situația. Unii, da, într-adevăr, veți avea răbdare cu această persoană, alții nu. Decizia este doar a voastră, dar atâta timp cât rezonați cu această etalare și această situație, eu aș zice că vă puteți aștepta ca lucrurile să se ducă în acea direcție. Bun. Hai să vedem să vedem gândurile acestei persoane, da? Gândurile sincere ale acestei persoane. Vreau atât de mult să te văd. Consider că ești o persoană foarte atractivă. Mi-e dor de tine. Te admiră în secret. Sper că nu ești cu altcineva. Să n-ai încredere în mine. Sunt cine sunt. Dacă nu pot să te am eu, nimeni altcineva nu poate. O să explicăm imediat cărțile, dar vreau să mai trag câteva și după aia vom trece la explicații. Așa. Sunt foarte atras de tine. Mă gândesc la totdeauna. Vorbesc despre tine cu alții. Alte persoane nu sunt ca tine și baza pachetului, am fugit. Deci această persoană, practic, da, ne confirmă în cărți că este foarte atrasă de voi, vrea să petreacă timp cu voi, este dor de voi, dacă voi asta vă întrebați, dacă nu sunteți siguri de lucrurile astea. Este o persoană care vă admiră și vă apreciază mai mult decât comunică, dar în aceeași măsură această persoană se teme să vă piardă, se teme că voi ați putea da de alte persoane care să fie mai pregătite emoțional de a face progresele pe care voi le așteptați în această conexiune. Este o persoană care se gândește la viitor, se gândește la ceea ce ar însemna o relație cu voi, vrea să încerce, dar încă o dată se simte ca și cum chiar acum încă nu sunt pregătiți, dar sunt în acest proces de a face lucrurile să se întâmple. Doar un pic de timp, pentru că va veni această persoană să comunice și avem și cartea că această persoană într-adevăr comunică despre voi cu alte persoane, deci poate să ceară sfaturi, poate să ceară îndrumări despre cum este cel mai bine să abordeze această situație, motiv pentru care nu cred că veți avea foarte mult de așteptat. Este ce va fi cel mai mult de așteptat în această conexiune, se simte ca și cum ar fi faptul că această persoană trebuie să prindă curaj și să vă zică concret care e situația. Asta este cea mai grea parte. Dar după aceea va interveni și discuția și veți stabili foarte clar încotro vă îndreptați și ce se întâmplă și ce alegeți și așa mai departe. Dar până ce această persoană va prinde un pic de curaj, va dura un pic. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!